Salutări tuturor, sunt Varicona și astăzi vă prezint un nou material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Mă întâlnesc cu turnătorii mei pe stradă în fiecare zi. Nicolae Ciurică, fost partizan anticomunist. Nicolae Ciurică este mai mult decât o figură istorică. Este o legendă vie, un simbol al rezistenței împotriva regimului comunist. Fiind un bărbat încă zdravăn la cei 93 de ani ai săi, își plimbă pașii peste colina din Teregova, Cara Severin, cu un amestec de pace și nostalgia amintirilor îndepărtate ce inundă mintea. Viața lui a fost un șir nesfârșit de aventuri și provocări, asemănătoare unui scenariu de film de acțiune cu accente dramatice și eroice. Povestea lui începe la 15 februarie 1931, într-o zi răcoroasă de iarnă, în Baia de Aramă, Mehedinți. Crescut într-o familie modestă, Nicolae a învățat încă de mic ce înseamnă munca și duritatea vieții de zi cu zi în România anilor aceia. Încă din tinerețe, s-a dovedit a fi o persoană curajoasă și devotată idealurilor sale, trăsături care aveau să-l conducă în rândurile grupării de rezistență condusă de colonelul Ion Uță, fost prefect de Severin, unul dintre liderii mișcării de rezistență din Munții Banatului. Prima mea interacțiune cu acest grup anticomunist a fost o adevărată încercare. Tatăl meu, Ioan, era unul dintre oamenii de încredere ai colonelului Uță, dar eu nu știam asta. Într-o zi, în vara lui 48, tata m-a luat cu el pe muntele Olaru, pe care îl deținea. Avea un sac cu merinde încărcat pe cai, își amintește partizanul. Pe drum, Ciurică, tatăl, ales să meargă pe o cale mai ferită, din Cerna, spre Olanu, prin Stârna. Atunci au apărut 7-8 înarmați și ne-au sărutat pe tata și pe mine. Eram foarte surprins, nu știam cine sunt, spune bărbatul. Au urmat, așa cum ne mărturisește bătrânul, cele mai importante ore din viața lui. Tata a descărcat materialele și atunci mi-am dat seama că în fața mea erau tocmai partizanii despre care toată lumea voia că se ascund în munți. Unia dintre ei îi spuneau toți mătușionule. Acela era marele colonel Uță. Tata le-a spus că le pot fi un om de încredere și m-au acceptat la început ca persoană de legătură. Le făceam tot felul de servicii, precum dusul scrisorilor. Gruparea colonelului Uță era una dintre cele mai tenace și dedicate formațiunii de luptă împotriva regimului comunist ce a pus stăpânire pe România după cel de-al doilea război mondial. În anul 1949, Ioan Ciurică a fost capturat și arestat de securitate. Fiul său, Nicolae, a preluat cu determinare visul tatălui său și a rămas alături de partizanii lui Uță. În iunie 1950, grupul de combatanți l-a trimis pe tânărul Nicolae la Sacu, în județul Cara Severin, pentru a livra o scrisoare lui Ion Avram, un fost deputat rănit și un aliat apropiat al lor. La casa lui Avram au apărut doi milițieni care m-au legitimat și m-au escortat la post. Pe drum m-au întrebat de tatăl meu și le-am spus că este arestat. Au vrut să știe dacă îmi doresc să-l văd și le-am spus că da. M-au dus cu trenul spre Craiova, unde era închis tata, își amintește Nicolae. Deși inițial i-au spus că nu este arestat, milițienii au cerut să nu părăsească compartimentul. Acest lucru i-a dat de înțeles că nu-și va vedea tatăl și a decis să scape. După ce am trecut de gara de la Teregova, am cerut să merg la toaletă. M-au lăsat, dar au venit după mine. Ajuns lângă ușa trenului, am sărit din mers și am fugit cât am văzut cu ochii, povestește Nicolae. Astfel a reușit să scape pentru prima dată de miliție. A pornit pe drumul înapoi către muntele Olanu, unde se afla grupul său de partizani. Întors, a aflat cu durere că colonelul Uță fusese ucis și că în munți rămăseseră doar 10 dintre camarazii săi. Nicolae le-a povestit prin ce a trecut, iar aceștia au decis să-l facă membru combatant. Am depus jurământul și a urmat 4 ani de luptă alături de ei. 4 ani în care am umblat numai cu tricolorul în pălărie și moneda de 100 de lei în buzunar, pentru că pe ea era chipul regelui Mihai, pe care îl divinizam, a declarat Nicolae. Aceștia nu au fost plini de sacrificii și momente de intensitate, fiecare zi fiind o luptă continuă pentru libertate și pentru idealurile în care credeau cu toți. Nicolae Ciurică, alături de tovarășii săi, a fost implicat în numeroase acțiuni de sabotaj și lupte de gherilă împotriva autorităților comuniste, devenind un adevărat simbol al rezistenței și al speranței pentru viitorul țării. De-a lungul timpului, Nicolae a scăpat de securitate de 7 ori în mod miraculos. Fiecare reușită era un amestec de inteligență, curaj și noroc. Reușitele sale de a scăpa din încercările inamicilor de a-l captura deveniseră legendare, însă în cele din urmă
destinul implacabil l-a prins și pe el. Făceam asta uneori pentru că muniția veche ne mai păcălea. Unele gloanțe erau bune, altele nu, spune bătrânul. După ce au ucis inamicii, copacii din pădure și-au văzut de drum. Așadar l-au întâlnit pe un pădurar, un neamț care bâlbâia românește. Era brigadier și îl găsise împitit pe jos, spunându-ne că îi se făcuse teamă când auzise împușcăturile noastre. Cât vorbeau cu neamțul, partizanii au auzit cum din stația de transmisie acestuia se auzea o voce care trimitea securitatea spre locul unde era ei. Am mers la cantonul neamțului cu gândul să-i băgăm mințile în cap, că ne-a turnat comuniștilor. Voiam doar să-l speriem. Am rămas acolo peste noapte, povestea partizanul. Unul din grupul lor avea rol de santinelă și pe la mijlocul nopții, zeci de securiști au înconjurat cantonul și au început să tragă. Zeci și zeci de gloanțe. Am reușit să fugim prin pădure, unul dintre noi a fost nimerit în mână, dar nu ne-am oprit. Fugeam pentru viața noastră, pentru credința noastră, că n-or să ne prindă comuniștii, că o să-i învingem într-o zi, adaugă bătrânul. Spre dimineață, opriți într-o poiană, Ciurică și ai lui s-au îngrijit de cel rănit, să-l bandajeze, să-i oprească sângerarea, să-l hrănească, ca să mai prindă și el săracul puteri. Căutând după materiale atârnate la brum unde ținea întotdeauna Noul Testament, partizanul a simțit pe Dumnezeu alături. Mi-am deschis Cartea Sfântă și am văzut că era străpunsă de un glonț tras de securiști cu o noapte înainte. A avut grijă cel de sus de mine și atunci și întotdeauna. În 1954, la doar câțiva ani după ce își pusese viața pe seama luptei pentru libertate, Nicolae Ciurica a fost turnat la securitate de un oarecare Toma Duicu. Acesta, un individ lipsit de scrupule, și-a trădat conștiința pentru a-și asigura propriul confort. Gândul nostru al combatanților colonelului Uță era că vor veni americanii, că ne vor alătura lor și vom lupta împreună cu ei să scăpăm poporul de ciuma roșie. Acest Duicu fusese un om de legătură al grupului nostru, nu ne așteptam la trădarea din partea lui. Dar în 1953 a avut loc un proces pentru niște lemne și se pare că a fost încolțit de securiști. În noaptea de 21 spre 22 aprilie am fost acasă la Duicu. M-a primit ca de obicei, m-a ajutat cu merinde, cu haine și la plecare m-a sărutat. Ne-am dat întâlnirea a doua zi la Urdăreanu Ilie. A fost sărutul lui Iuda. A doua zi, la Urdăreanu, au venit milițienii și au încercuit casa. Eu dormeam în pat, m-am trezit lovit de patul unei arme, în piept și nu am mai putut scăpa, a povestit Ciurică, care a fost judecat în același lot cu tatăl său, Nicolae, care a primit o condamnare de 25 de ani, iar tatăl său 7 ani. A executat 10 ani, fiind grațiat odată cu ceilalți deținuți politici în 1964. Trădarea l-a adus pe Nicolae în închisoare, unde a petrecut 10 ani grei, însă a rămas neclintit în credința sa că într-o zi România va fi eliberată de subjugul comunist. Anii grei de pușcărie au fost un test suprem pentru spiritul și voința lui Nicolae. Cu toate acestea, el nu a renunțat niciodată la idealurile sale. Printre zidurile rece ale închisorii, gândurile sale alergau la familia lăsată în urmă și la țara pentru care continua să lupte chiar și din spatele gratiilor. La 93 de ani, Nicolae Ciurică rămâne o figură demnă de respect și admirație. Povestea sa este una de rezistență și speranță, un simbol al luptei continue pentru libertate și demnitate într-o lume în care drumul dreptății este adesea pavat cu obstacole și trădări. Prin viața sa, Nicolae a demonstrat că adevărații eroi nu sunt cei care doar visează la o lume mai bună, ci cei care luptă neîncetat cu toate sacrificiile pentru a o realiza. Viața lui Nicolae a fost marcată de momente de curaj și sacrificiu. În anii postbelici, când țara se afla sub jugul regimului comunist, el s-a alăturat partizanilor din Munții Banatului și Munții Mehedințului, având convingerea că România trebuia să rămână liberă. Alături de camarazii săi, luptase cu dârzenie între 1950 și 1954, până în ziua în care trădarea unui cunoscut avea să-i schimbe destinul. Pe 22 aprilie 1954, în casa unui amic din Cornereva, trupele de securitate îl arestau pe Nicolae. Condamnat la 25 de ani de muncă silnică, el a petrecut un deceniu în închisori de neuitat, Gherla, Aiud, Jilava, Mina de Plumb și Baia Mare. Cu toate aceste greutăți, spiritul său nu a fost niciodată înfrânt. În 1964, când Gheorghe Gheorghe Udeș a semnat decretul de eliberare a deținuților politici, Nicolae Ciurică și-a redobândit libertatea, dar nu și anii pierduți. După eliberare, Ciurică s-a întors în Teregova, unde și-a dedicat restul vieții soției și celor doi băieți,
cultivându-și pământul și păstrând vii amintirile luptei și ale camarazilor săi căzuți. Nicolae nu se temea de moarte, pentru că a trăit mereu cu ea la orizont, asumându-și riscurile și consecințele fiecărei lupte pentru libertate și dreptate. Supraviețuirea sa nu a fost doar o întâmplare a destinului, ci o mărturie vie a puterii de neînfrânt a spiritului uman și a angajamentului său profund pentru valorile democratice. După Revoluție s-a alăturat PNCCD, plin de speranță că va putea contribui la eliberarea țării de influența comunistă. Cu toate acestea, și-a dat repede seama că speranțele lui erau deșarte. Au distrus din nou țara. Cum să numești președinte pe Iliescu, un cunoscut comunist, sau pe Băsescu? Americanii pe care am așteptat atâția ani au venit degeaba. Urmăresc doar propriile lor interese. La alegerile locale recente, au venit iarăși la mine să mă convingă să revin în partid, dar i-am refuzat. Nu mai am încredere în nimeni, pentru că toți au făcut alianțe cu comuniștii, a declarat ultimul partizan în viață din Banat. În 2010 și-a scos dosarul de la CNSAS. A rămas uimit de ce a găsit în el. A fost trădat și vărât pentru orice fleac. Iar pe unii dintre turnători îi cunoaște foarte bine. Se întâlnește cu ei zilnic pe stradă. Ei sunt vecini, unii dintre ei chiar rude. Nu i-am iertat, domnule, dar nu am ce să le fac. Asta e. Oameni proști, fricoși, atât caracter au avut, spune Ciurică. Anul 2016 a marcat un moment de recunoaștere oficială a sacrificiilor sale. Președintele Klaus Iohannis l-a decorat pe Nicolae Ciurică cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, onorându-l pentru curajul său în lupta împotriva regimului comunist. Decorarea a fost un simbol puternic, nu doar al drzeniei sale, ci al suferințelor îndurate de o generație întreagă de luptători anticomuniști. Știa că va fi decorat, deoarece s-a mai întâlnit de două ori cu președintele Iohannis cu ocazia altor manifestări dedicate partizanilor. Cred că sunt singurul partizan care mai trăiește dintre cei care au luptat efectiv cu arma în mână. Nu știu dacă în țară mai sunt și alții, dar aici în Banat sunt ultimul, spunea bătrânul. Nicolae Ciurică trăia acum o viață liniștită în Teregova, unde era respectat și iubit de consăteni pentru curajul și demnitatea sa. Dar bătrânița sa avea să fie tulburată de un proces neașteptat și dureros. Într-o zi de toamnă din 2 octombrie 2019, Nicolae a fost informat că fusese dat în judecată de Ion Smultea, un vechi consătean. Smultea pretindea daune morale de 20.000 de euro după ce Nicolae a declarat în cartea scriitoarei Ileana Mateescu mărturile lui Nicolae Ciurică, ultimul partizan rămas în viață, că Smultea l-ar fi turnat la securitate. Această acuzație devenise publică după apariția cărții în 2018 și alături de Ciurică și autoarea volumului Ileana Mateescu se găsea acum în fața instanței. Dosarul a fost înregistrat la judecătoria Caransebeș, aducând zile dificile pentru bătrânul partizan, dar și pentru scriitoare. Instanța i-a obligat pe Nicolae Ciurică și Ileana Mateescu să plătească daune morale de 6.000 de euro. Procesul continuă la Tribunalul Caraseverin, unde atât Nicolae Ciurică, cât și Ileana Mateescu au făcut apel împotriva deciziei judecătoriei Caransebeș. În data de 3 aprilie 2024, urmând ca instanța de apel să reanalizeze cazurile prezentate și să reexamineze toate probele și argumentele aduse de ambele părți. Decizia Tribunalului Caraseverin va fi determinantă, probabil de o analiză minuțioasă a liberei exprimări și a protecției onoarei individuale. Cum vor cântări judecătorii aceste principii esențiale, va influența nu doar rezultatul acestui caz, ci și precedentul juridic pentru situațiile similare viitoare. Până la pronunțarea deciziei tribunalului, comunitatea privește cu interes și anxietate deznodământul unui caz ambivalent care atinge delicate echilibre între dreptul la memorie și dreptul la protecția demnității personale. Indiferent de rezultat, cazul reprezintă o lecție importantă despre complexitatea realităților istorice și responsabilitatea față de adevăr în discuțiile publice și personale. Cartea Nunta partizanului cu moartea, mărturia lui Nicolae Ciurică despre rezistența armată anticomunistă din Munții Banatului și ai Mehedințului, semnată de Răzvan Gheorghe și Nicolae Ciurică, aduce la lumină adevărul istorice tulburătoare despre lupta anticomunistă din perioada postbelică. Această operă literară oferă o perspectivă inedită și profundă asupra evenimentelor prin ochiul lui Nicolae Ciurică, fost partizan și singurul supraviețuitor al luptei armate din Munții României. Valoarea acestei cărți rezidă în primul rând în protagonistul său, Nicolae Ciurică, un partizan autentic care,
la începutul anului 2024, este ultimul supraviețuitor al celor care au luptat efectiv în munți împotriva regimului comunist. Amintirile sale sunt nepătate de influența poveștilor de celulă și lipsite de falsificările impuse de declarațiile obținute sub presiunea securității. Ele sunt unice și prețioase tocmai prin autenticitatea lor. În realitate, reprezintă ultima mărturie posibilă a acestei categorii de eroi, oameni care au trăit printre noi neobservați și neapreciați, subliniază Marius Oprea într-o recenzie a cărții Amintide. Această carte conturează în detaliu povești într-o epocă în care România mai avea eroi. Este despre vremurile în care istoria părea insuficientă pentru a cuprinde măreția oamenilor adevărați, care se refugiau în munți îmbrăcați în blănuri de capră, sfidând regimul opresiv. Aceasta era o perioadă când Antihristul părea să fi coborât pe pământ, instaurând o domnie fără de legi, iar legea reală mai supraviețuia doar în rândul câtorva oameni și în liniștea pădurii, unde aceștia se legaseră de moarte, purtând pe cap corona libertății. În esență, acest fapt reprezintă nunta partizanului, așa cum o descrie Oprea. De asemenea, Răzvan Gheorghe subliniază unicitatea mărturiei lui Ciurică, afirmând că nu există o altă mărturie care să aducă mai multe informații din interiorul grupării UĂ decât cea lăsată posterității de Nicolae Ciurică în acest volum. Explicația este simplă. Majoritatea camarazilor săi au murit fie în luptă cu trupele de securitate, fie în fața plutonului de execuție. Puținii care au supraviețuit au fost arestați și condamnați la angrei de închisoare în primele perioade ale rezistenței, neparticipând la confruntările de după 1950. Figura dramatică a lui Ionuță domină narațiunile, rămânând bântuitoare până în zilele noastre. Nunta partizanului cu moartea nu este doar o relatare a trecutului, ci și o necesară mărturie a curajului și determinării unor oameni care au luptat pentru libertate într-o perioadă dominată de opresiune și nedreptate. Această carte este o carte testamentară, un omagiu adus eroilor uitați ai României și un important document istoric. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez să aveți parte de tot ce vă doriți.